Dragi prieteni, am revenit la Iordăteanu alături de prieteni dragi, lângă noi, ca de obicei, domnul primar, domnul profesor Ioan Poian. Mulțumim că ne sunteți gazde de primitoare și astăzi, mulțumim că ați rupt din timpul dumneavoastră prețios, să ajungem în punctul forte al întregii zone, Mănăstirea de la Vârbila. Da, și noi ne bucurăm că ați revenit la noi să continuăm ceea ce încercăm să arătăm și noi celor care ne mai cunosc și celor care nu ne cunosc, că și la Iordăteanu există viață și înainte de bine, și după bine, și înainte de rău, și după rău. Deci există această posibilitate să demonstrăm că la Iordăteanu și cu această capodoperă culturală care este Mănăstirea Vârbila, suntem localitatea cu cea mai mândră așezare a secolului XVI, deci perioada Evului Mediu, când aici cei mari societății s-au gândit să facă acest locaș să rămână peste ani, să fie în amintirea celor care și-au jertfit viața pentru apărarea neamului românesc. Ne-ați făcut telespectatorilor și mie, de ce nu, o plăcută surpriză, pentru că dacă mi-aduc aminte, n-am mai pășit aici și pe aici de 12 ani, 13 ani și cum bine știți și dumneavoastră și cei care cunosc zona, înainte vreme, vorbim de timpul nu foarte îndepărtat, erau ruine. O surpriză, repet, foarte plăcută, să descoper că s-a făcut acest gard în spatele nostru, s-a făcut muzeul și telespectatorii o să vadă în imagini multele realizări. Un lucru extraordinar, un lucru demn de evidențiat, pentru că așa cum a spus și dumneavoastră, este, de ce nu, poate cel mai bun ambasador al întregii zone. Da, nu prea departe, nu trecutul prea îndepărtat al acestor acțiuni care s-au întreprins aici, trecând în urmă cu câțiva ani, deci ducându-ne în perioada 2000-2004, când a început această acțiune de restaurare a Mănăstirii Vârbila și mai ales în 2001, când s-au serbat 400 de ani de la moartea tăierea capului lui Mihai Viteazu, iar pe 19 august s-au început aici activitățile și acțiunile de restaurare prin ridicarea statuiei lui Mihai Viteazu în curtea acestei mănăstiri, care acum arată cu adevărat mănăstire, ca pe vremea lui Radu Paisie, când aici a stabilit acest lăcaș să fie un lăcaș de cult pentru toți cei din jur și pentru cei care trec pe aici în pelerinaj. Domnule profesor, domnule primar, povestea la acest lăcaș de cult, de la origini până în zilele noastre și prezența bustului statuii Marului Voievod. Este o istorie întreagă. Începând la 1532 și mai departe puțin, deci în perioada aceasta sunt primele înscrieri când s-au pus bazele acestei mănăstiri, când aici exista
sus aici în pădure, un loc care îi zice Piscu Mesei, veneau oștenii lui Radu Paisie aici sus și se odihneau, iar Radu Paisie a văzut locul acesta plăcut și frumos și a zis acolo trebuie să facem o mănăstire. S-a făcut această mănăstire care a dăinuit tuturor vremurilor, tuturor greutăților timpului și acum, prin grija Consiliului Județean și a lui, de ce să nu numim pe domnul Mircea Cosma, care a fost sufletul acestor acțiuni, s-a reușit să vedem ceea ce vedem la această mănăstire la ora actuală. Lucru care unii nu le vin să creadă că s-a putut realiza în acest timp așa ceva. Deci, dacă ne întoarcem în secolul XVI, nu cred că era chiar așa de frumos cum este acum. Deci, s-a început în 2001, cum vă spuneam, prin ridicarea acestei statui și, în continuare, s-a mers la refacerea beciurilor care sunt refăcute în totalitate, mănăstirea, clădirea în sine, care acum e biserică de cult, și cred că va deveni cu timpul unul dintre cele mai atractive puncte de pelerinaj pentru cei care le place să viziteze documente istorice pe viu. Turiști, vin foarte mulți turiști în zonă pentru că se știe, se cunoaște existența acestui minunat colț de rai, la propriu? Da, au început să ne viziteze și străinii. Primele acțiuni au fost prin 2002, când au venit și din Elveția și din Franța, autocare veneau să viziteze și se minunau de ceea ce, ce pot să aibă românii și ne îndemnau să dăm având lucrărilor de restaurare. Acum au intrat aceste puncte de turistice pe drumul vinului, o acțiune întreprinsă tot de președintele Consiliului Județean Mircea Cosma, care, cu regret spun, după ce dânsul nu va mai fi președinte, nu știu dacă altcineva va mai depune atâta suflet ca să realizeze ceea ce s-a realizat. Dar sper că românii sunt conservatori în ceea ce interesează trecutul și va duce mai departe acțiunile care sunt începute. Pentru dumneavoastră, ca și prim gospodar al comunei, cât e de greu să aveți un astfel de edificiu? Nu este greu să-l avem, ne mândrim cu el, este foarte ușor, mai ales când te ajută cineva care are posibilitatea să intervină cu fonduri, că dacă era pe seama localității, sincer să fiu, nu se putea realiza. Dar încă o dată mulțumim cu acest prilej, sprijinul acordat de Consiliul Județean, de Uniunea Europeană, de cei care sunt lăsați pe pământul ăsta să facă și să rămână în urma lor asemenea lucruri. Eu cred că așa ceva nu există decât semnare de acte de proprietate a neamului, de acte de istorie, care să ne mențină trezi în fața tuturor oamenilor că noi suntem aici dintotdeauna. Prin asemenea, explicații și documente care le avem pe viu și care pot sunt privite și palpabile. Și cum bine spuneați, în urmă cu ceva vreme, fără trecut, nu prea avem viitor. Asta așa este, zice, vezi trecutul ca să știi unde te afli și să știi unde te duci. Dacă n-ai un trecut, zici pe unde mă aflu și încotro o iau. Dar noi avem și trecut, avem și prezent și o să avem și viitor, pentru că mă uit la tinerii care au terminat școala, fiind profesor, mi-a trecut prin mână multe generații și aceștia văd că oriunde s-ar duce în lumea aceasta, când se întorc înapoi, cu atâta patos vorbesc despre locurile natale și atâta dragoste, încât unii renunță, dar mai pleca și rămân aici. Aceasta este un lucru îmbucurător și cred că și pe viitor, localitatea și în special zona Văii Cricovului va fi populată, se va dezvolta în timp și va fi un lucru foarte bun, pentru că așezarea e destul de frumoasă, ferită de intemperii, ferită de vitregiile naturii. Părinte, spuneți-mi în câteva cuvinte, pentru că nu o să avem foarte mult timp la dispoziție, povestea acestui adevărat colț de rai. Da, într-adevăr este un colț de rai, de asemenea este o poartă spre cer,
Pentru că orice biserică constituie o poartă spre cer pentru enoria și pentru credincioși. De asemenea, istoria este foarte bogată, deci se întinde pe parcursul la 5 secole și ceva. Prima atestare documentară este la 1510, când se presupune că ar fi fost biserica de lemn. Actualele așezăminte sau complex mănăstiresc datează din 1532, 29-32, mărturia având pietrele pisaniile bisericii. Ea este legată de boierii filipești, după ce a fost construită în vremea lui Radu Paisie, de trei boieri, acolo mormintele avem în biserică în Pronaos, gromnița domnească. Toma Ban, cronicar de la Vistier și Dragomir Marele Spătar. De asemenea, avem și mormântul fetei, unei dintre ei, care a ținut să, după multă privegie în țară, să vină la lactoria părinților săi să fie mormântată. O să, când intrăm în biserică, o să le vedem aceste frumoase pietre de mormânt, care vorbesc de la sine. Statuia Marelui Voievod Mihai Viteazu, care e în spatele dumneavoastră, în curtea mănăstirii, ce legătură are cu acest așezământ? Legătura statuii lui Mihai Viteazu este că a fost aici o zi și o noapte înainte de bătălia de la Bucov pentru a se ruga la ctitoria strămoșilor săi, pentru că Radu Paisie este un străbunic al lui Mihai Viteazu și s-a ținut să se imortalizeze acest moment prin festivitățile Văii Prahovei la Vărbila și la Dealu, la 400 de ani de la moartea lui Mihai Viteazu, când a luat ființă prin bunăvoința Consiliului Județean și anului Cosma, această frumoasă statuie a lui Mihai Viteazu, ca să știe că aici a pipăit cu pasul locurile strămoșilor săi. Deși noi am pășit pe urmele Marului Voievod, la propriu. La propriu am pășit în istoria secolului XVI și pe urmele Marului Voievod, care a fost primul unificator de țară, fiind promotorul istoriei ulterioare. La ce vă gândiți pentru viitor? Ce va fi aici ca și complex? Acest complex, sau ansamblu mănăstiresc, compus din cele patru obiective, cloponiță, biserică, casa igumenească și zidurile împrejmuitoare, cum e și firesc și normal, va trebui să redevină ansamblu mănăstiresc, acum fiind cunoscut de fosta mănăstire Vărbila. La sfințirea acestei mari realizări, ne-a promis și Patriarhul Daniil că va fi prezent și ne-a și atenționat în modul cel mai frumos posibil că asemenea altor așezăminte mănăstirești își va relua statutul de mănăstire de călugări. Pentru că ea a fost până în 1864 a fost mănăstire de călugări. Prin reforma lui Cuza, care a confiscat peste 2000 de hectare de fond funciar, ea, în 1867, a devenit biserică de mir, cu precăstorit, a suferit mai multe reparații de-a lungul istoriei. Asta ar fi al patrulea rând de reparații, cel mai amplu rând de reparații capitale a întregului ansamblu. Părinte, vă pun o întrebare ca și telespectator. Spuneți-mi dacă se fac slujbe zilnic sau cei care ne privesc și vor să vină aici la acest important complex mănăstiresc, ce trebuie să fac? Momentan, până la sfințirea obiectivului, ea își menține statutul de biserică de mir, adică cu alternanța slujbelor filială-parohie, aproape neschimbabilă. Numai când se anunță din timp prin mass media, prin site-ul de pe internetul care îl avem, la dispoziția pentru informare, în special, noi avem slujba aici duminica, sâmbăta, și la sărbătorile cu cruce roșie în calendar, respectându-se statutul Bisericii de Mir. Vă mulțumesc pentru că mi-ați prezentat minunea asta de loc, numită Mănăstirea Vărbila. Știu din surse mai multe cât sigure că mai sunt foarte, foarte multe locuri de văzut aici la dumneavoastră. Sunteți niște fericiți! Sigur că fiecare încearcă să prezinte ceea ce are mai plauzibil, mai frumos, mai plăcut, cu o bază istorică mai temeinică, dar toată localitatea noastră a fost frământată de istorie de-a lungul vremii, pentru că așezarea la ieșirea dintre dealuri aici, unde Cricovul începe să își potolească mersul spre câmpie, se află această binecuvântată localitate care
face cinste și județului, chiar dacă este o localitate mai săracă, așa, unde nu s-au făcut investiții pentru a crește potențialul economic al localității, dar ne bucurăm de faptul că sunt oameni cinstiți, muncitori, oameni gospodari și pe lângă ceea ce v-am prezentat în prima parte a discuției noastre, ar vrea să vă spun că dacă ar fi să prezentăm toate lucrurile frumoase din localitate, am putea să facem o emisiune de cel puțin 24 de ore din 24. Sigur că sunt foarte multe de vorbit dacă luăm cu sistemul școlar. Păi noi în comun avem 5 școli, avem 3 școli generale, avem 2 școli primare care mai funcționează, avem grădinițe în toate satele, avem peste 600 de copii care își desfășoară activitatea în cadrul acestor unități școlare și ne bucură faptul că cei care termină 8 clase nu ne fac de rușine mai departe. Avem la nivelul localității 3 dispensare care asigură sănătatea oamenilor și longevitatea acestora. Medicii sunt bucuroși că sunt în această localitate, că suntem aproape de Ploiești. Avantajul nostru este că avem această distanță mai aproape de Ploiești. Pe lângă faptul că asigură asistența și își îndrumă să meargă la analizele pe care trebuie să și le facă anual sau semestrial sau când sunt boli cronice, îi urmăresc. Deci avem o rețea și medicală bine pusă la punct din punctul meu de vedere. Știți ce îmi place cel mai mult la dumneavoastră? Faptul că ați punctat la un moment dat că nu sunt foarte mulți bani ca în alte localități. Apreciez și asta nu e o chestie spusă pentru că suntem prieteni, ne leagă o prietene frumoasă de mulți ani. Apreciez că se poate face cu bani puțini treabă foarte, foarte multă. Puteți face, sau se poate face cu bani puțini un lucru, ca și exemplu, am văzut mănăstirea de la Vârbila. În urmă, cu multă vreme, știm cu toții, acolo erau niște ruine, mă repet, îmi cer scuze pentru asta, am rămas plăcut, surprins, de ce văd. Deci, omul gospodar, sau proverbul că omul sfințește locul. Da, e meritul și al primăriei, al primarului, cei care, dar principalul merită la cetățenii, că le place, s-au obișnuit, sunt oameni moșneni de tradiție, care din tată în fiu nu și-au părăsit locurile natale, nu și-au părăsit gospodăriile, au căutat să și le înfrumusețeze, să a intervenit acest schimb de ambiții între gospodari, să fie unul mai plăcut decât celălalt, da. Sigur că da, aceasta nu face altceva decât să conducă la progres pentru ei în sine și pentru unitate. Cu toate că, așa cum spuneam mai în discuția noastră anterioară, nu avem putere economică prea mare, dar suflet, bunăvoință și cinste există în această localitate. Abia aștept să mă întorc aici la dumneavoastră să ne surprindeți cu altceva. De fiecare dată o să vă aveți câte o surpriză plăcută, că o să vă oferim alte peisaje, alte aspecte ale localității, că localitatea noastră, vreau să vă spun, că are ca suprafață mai puțin cu vreo 6 km decât Ploiești. Se întinde pe 54 de kilometri pătrați, având în jurul nostru peste 2500 de hectare de pădure, ceea ce este un butoi de ozon. Împrăște ozon în toată comuna și în localitățile vecine. Deci avem pe raza comunei un ocol silvic care se ocupă de gospodărirea acestor păduri și dacă o să avem timp, o să vă duc să vă arăt niște peisaje mult mai frumoase decât altele din țară, care sunt vizitate pentru că au știut să-și expună marfa, să prezinte locurile, dar la noi, dacă nu au fost prezentate cum trebuie, cetățenii dornici de lucruri frumoase n-au știut unde să vină. Dar cu ajutorul dumneavoastră și cu acest prilej vă mulțumim, cred că o să facem în așa fel să fim mai bine cunoscuți și oamenii să pătrundă cu încredere și cu plăcere în localitatea noastră.
Thank you.